Vă prezentăm anvelopele LASA, produse de renumitul concern Brisa Bridgestone. LASA, combinații optime dintre preț și calitate pe piață de la Masterlux, cel mai mare depozit de anvelope de iarnă în Moldova la cel mai bun preț, pe strada Petrican 5 fracții 1. Sună acum 901090. Dan, salut, urmează meci cu Academia duminică. Cum e atmosfera în echipă? Sunteți pregătiți? Da, echipa este într-o formă foarte bună acum și suntem gata de meci cu Academia și sperăm să obținem cele 3 puncte pentru a ne ridica mai sus în campionat. Ați reușit de ați adversarul? Ce ne poți spune despre Academia? Da, sigur. Până acum am jucat cu Academia și meci amical și în campionat de asemenea. Este o echipă foarte bună care are jucători buni și pot să ne opună rezistență în meciul acesta. Cine consideri cel mai periculos jucător de la Academia? Academia are o serie de jucători buni. Nu pot să evidențiez unul jucător anume, fiindcă ei sunt un colectiv și ultimele 3 meciuri au obținut rezultate bune. Ultimii 2 ani echipa noastră a obținut numai victorii împotriva Academiei. Putem spune că Zimbru este favorit în meciul de duminică? Nu, eu consider că șansele sunt 50-50, fiecare meci nou este o etapă nouă și nu privim în trecut. Doar viitorul și meciul acesta se va decide duminică pe teren. Ultimele 3 meciuri oficiale echipa noastră le-a încheiat cu un scor general de 19-0. Tu ai înscris în fiecare dintre aceste 3 partide. Ești gata să o faci de nou duminică? Să fac tot posibilul pentru, în primul rând, să câștige echipa și apoi, dacă voi marca, fi bine, dar principalul echipa să câștige. La ce trebuie să se aștepte suporterii care vor veni în duminică la stadion? În primul rând, îi rog să vină și, în al treilea rând, îi promit că Zimbru va arăta un meci frumos pentru care va juca la victorie și sper să bucurăm cu victorie. În această duminică, fotbalul adevărat se joacă doar pe stadion. De la ora 15:00, pe stadionul Zimbru, galben-verzii vor întâlni FC Academia. Suporterii au nevoie de spectacol. Echipa are nevoie de suporte. Duminică, 2 noiembrie, la ora 15, FC Zimbru, FC Academia. Vino să-ți încurajezi favoriții. Vino să-i purtăm spre victorie. Haide Zimbru, împreună vom învinge!